Băi, fraților, nu știu cum e vremea la voi, dar la noi arată cam așa. Deci, pur și simplu, mamă, e o furtună cu nisip. E prima oară, cred că, când văd așa ceva atât de tare. Au mai fost, deci ia uitați vânzare acolo, nu știu dacă se vede perfect pe cameră, dar uitați-vă pe solarul vecinului cum s-a pus stratul gros de nisip. Băi, deci nu pot să cred cât e de... Deci bate un vânt, cred că are cel puțin 80 de km la oră, dacă nu mai mult, că au anunțat chiar și la 120-130, dar probabil la munte, în zona de munte. Dar, în schimb, de circa o oră la noi, cam așa se prezintă vremea. Cerul e senin jumătate, dar în partea aceea arată oribil. Bate vântul super mega tare, nu știu cât o să mă aud. Probabil o să se audă mai mult vântul. Și e un aer irrespirabil, pentru că se pune un praf foarte, foarte gros, un praf nisipos, ceva de genul e pe jos. Se adună peste tot. Ia uite. Deci fiți atenți cum era cerul. Bate vântul îngrozitor de tare. Deci, stai să mă pun la dos. Vreau să vă arăt de sus cum se vede, să vedeți în zare. Deci fiți atenți cum e în zare. Fiți atenți în partea aceea, cum se vede. Stai așa că e vântul foarte puternic. Deci, în partea aia e senin. Și ia uitați-vă acolo cum se vede. Deci nu sunt nori de ploaie, de zăpadă. Pur și simplu e ca o ceață, dar e de fapt nisip, e pământ. Zboară în aer absolut tot. Băi, deci fiți atenți cum e în partea aia. Wow. Nu știu dacă mă auziți, dar se aude doar vântul. Și văd că și la mine pe casă a început să se pună așa ca un strat de pământ, de nisip, nu știu ce e ăsta. Nu era așa. Știu că e pământ, în general e murdar, dar în niciun caz așa. Uai. Puișorii mei, puișorii, hei, 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 hei. Bate vântul, băi, ce bate, băi, vântul, fiți atenți acolo, rupe tot. Ia uite, a rupt plasa de la gar, toată mi-a rupt-o, băi, a rupt toată plasa. Ce faceți? Care-i treaba? Aici e dos înăuntru, le-am lăsat la găinușile astea pitice, le-am lăsat ușa deschisă, să poată să mai iasă și ele pe afară, dar tot mai mult înăuntru stau pentru că bate vântul foarte, foarte tare. Dimineața, la prima oră, era cald, era bine, era senin. Și acum, la ora 11-12, cam așa a început să fie. E oribil. Oribil, mi-a rupt toată asta. Ia uite, ce-i face, ce-i face, o strică pe toată. Da, cam așa se prezintă vremea la mine. Puțin cam dubioasă, deși mai sunt doar câteva zile și vine primăvara. Dar e foarte urât. Și schimbarea climatică, bineînțeles, dar o furtună de nisip n-am mai văzut. Trebuia să filmez, cred că acum vreo 20 de minute fusese exact, dar eram atât de captat de peisajul în sine. Exact la mine în poartă se făcuse o mini-tornadă și mă uitam atât de atent încât nu m-am gândit atunci să filmez și am zis că hai să încep acum să filmez. Dar în momentul ăla, deci, a fost o mini-tornadă pe bune și dacă să mai pornească, am să stau pe fază și o să filmez cu camera. Da, oricum, ideea e următoare. Noi trebuie acum să plecăm în oraș pentru că trebuie să mergem la sală. Cred că o să iau camera cu mine și o să încerc să vă mai filmez pe parcurs pentru că o să trecem printr-o comună în care s-ar putea să fi făcut extraordinar de multe ravagii această mică furtună și o să încerc să filmez așa câteva cadre pentru că acolo sunt foarte multe solare, mai exact în Matca. Probabil toată lumea a auzit de Matca, cei care sunt de prin zonă, și din ce am văzut eu pe Facebook la alții, săracii le-au distrus solarele în masă. Deci e un vânt foarte, foarte nebun, extraordinar de ciudat. Ne-am pus acum în mișcare, mergem la sală, după cum am spus, și fiți atenți cum se vede în zare. E o ceață, parcă, dar de fapt nu e chiar ceață. Uite, nici... Da, e nisip, e pământ, uite, nici... Vine de față o mașină, dar nu se vede în capăt, un camion, ceva, uite, observ. Uite ce fel e și încolo. Stai să vezi cum se aude. Iau! Mamă! Pe sus. Mamă. Băi, deci uite și la apă cum se vede. Ce valuri. Da, hai să mergem în față. Deci nu se vede, vezi că nu se vede pădurea. Ba da, se observă puțin. Sau nu, de fapt pădurea e în partea aia.
Și este și asta deci de la baraj da, sus. Da, uite acolo cum se vede. Hai, da, acolo. Băi, ce praf e, băi. Intră și mașină. Dar ce simt la mașină, uite acum când cobor valea. Ce simt la mașină că trage, împinge așa puțin pe, spre stânga mă împinge. Ia uite. Deci nu se vede. Băi, nimic deci fiate, nu se vede nimic în față, da. Pe cameră nu prea se. Ba, se vede pe cameră, dar se vede pe calculator mai bine. Băi, ești. Ia uite mă cum e acolo în față. Nu se vede truița. Băi. Nu știu ce cum e la pădure. Băi, ești. Nu se vede nimic. Asta chiar e furtună din nesip. Ia uite, nici câmpul nu se vede. Băi, deci parcă. Că intre în... Deci nu se vedea nimic aici. Uite și în pădure cum se vede, zici că e ceață. La uite ăla. Ia uite ce-o fac la solarul ăsta. Uite, ține așa camera. Așa. Deci fiți atenți la solar. L-a făcut varză. Varză solarul, varză. Ia uite, totul folie au rupt. Aici e ok. Ia uitați-vă la ăsta. E distrus complet. Complet. O bucată mai în capăt e, în picioare atât. E și pe partea asta. Stai așa să mă opresc aici, vai. Ia uite. Fiți atenți la astea. Sunt ceva mai în câmp. Sunt exact și în deal chiar. Fiți atenți cum o se rupte. Îți rupte toate, da, stai să ies afară. Ia! Ia uite. Toate îți rupte. Și ăla din partea aia. Daună totală aici. Zona asta, bate vântul foarte tare acolo în câmp. Stai că vine mașina. Ok. Băi, deci fii atent cum însă astea aici. Ia uite. Folia mai veche. Unu, da, s-ar putea să fie și folia veche. Cu cât e folia mai veche, cu atâta probabil. Ăla din mine, uite, vezi, ăla e întreg totuși. Da. Și mai mult ca sigur, dacă au avut folia veche, tot a rupt. Că ăsta de aici e bine, dar bine, ăsta e și protejat între curții aici mai la... Ălea fi în sus acolo și poziționate așa, probabil vântul bate foarte tare. Extraordinar de tare. Și în partea aia acolo sunt rupte cam pe jumătate, bucăți așa. Deci cam toată zona... Toată zona asta e la fel, unde e deal, sunt rupte. Cele care sunt în curți sunt protejate, că sunt între case. Și încă, uitați-vă cum se vede ca o ceață, dar de fapt e nisip, pământ, praf. E foarte dubios. Bun, prieteni, hai că am revenit acasă. Am fost prin oraș, am fost la sală, am mai avut ceva treabă, una alta, deja s-a făcut seară. Și o să desfac acum și un pachetel pe care îl am de la unul dintre voi, de la un abonat, bineînțeles. Nicola și-a pornit muzicuța pe fundal. Da, și voiam să vă spun că am trecut prin Maca, după cum ați văzut acolo. O să vă las și o altă filmare. Pe lângă toate acele solarii pe care le-am filmat eu, au mai fost zeci de solarii pe care nu le-am filmat de-a lungul drumului. Toate rupte. Miau, 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 toate rupte și unele dărâmate complet, complet, complet. Dar bineînțeles, după cum am înțeles eu și mi-au mai spus și alții, majoritatea erau deja cam stricate și nu mai aveau rezistență și bineînțeles că vântul puternic le-a dărâmat. Dar fenomenul acesta cu vijelia cu nisip este ceva foarte ciudat, foarte diferit la noi în zonă, pentru că nu s-a mai întâmplat asta. Dacă se întâmplă, se întâmplă exagerat de rar. Și de ce toată lumea acum mă caută? Deci până acum n-am primit nimic. Bați-mi e telefonul. Nicolas pe fundal. Cu sunetele lui, bineînțeles. Da, na, asta e când ai un copil, bineînțeles. Bineînțeles de prea multe ori. Da. Așadar, o să vreau să vă mai las o filmare aici pe care mi-a dat-o un cumătru și o să vedeți acolo cum se vede aproximativ toată matca. Ce a fost acolo? Bine, filmarea este pe verticală pusă cu telefon și o să vedeți ce urgie a fost la propriu. Așadar, cam așa s-a prezentat situația astăzi pe la noi.
Din ce am văzut și la știri și la radio am mai auzit că a mai fost așa și prin județul Argeș sau nu mai știu exact unde, prin mai multe județe, nu doar prin județul Galați. Deci, pentru cei care nu știu și se uită prima dată la un video la mine pe canal, eu sunt în regiunea județului Galați, mai exact Corod, Tecuci. Și au fost și alte filmări de-a lungul zile făcute de diferite persoane, o să puteți să vă uitați pe internet, nu doar la mine pe canal, să vedeți acolo, să căutați la unii, băi, deci au fost niște vijelii la propriu. Și asta mi-e ciudă că n-am filmat eu tornada aceea pe care am avut-o în fața porții, vreo două chiar au fost, dar, da, asta e. Deja vremea s-a îmbunătățit, s-a înzeinat afară, a ținut așa cam 3-4 ore, cred că, minim 3-4 ore, a fost extraordinar de puternic vântul și urât. Și cam asta e situația. Na, ok, n-avem ce să facem, nu putem face față naturii. O să continuăm acum cu un mic pachetel pe care l-am primit de la un abonat. Pentru cei care nu știu, am specificat că am redeschis căsuța poștală, puteți să-mi trimiteți pachete, scrisori, orice, dacă vreți să apăreți în videoclipurile acestea. La căsuța poștală numărul 12, oficiu poștal numărul 1, Tecuci, județul Galați, pe care aveți și aici, așa, adresa și, bineînțeles, numele meu, Bogdan Hriscu. Și acolo puteți să trimiteți orice vreți și o să facem videouri speciale doar cu așa ceva. Dar, momentan, o să deschid doar pe ăsta pentru că pe ăsta l-am. Expeditor Popescu Judo. Tudor. Era pus peste. Popescu Tudor din comuna Jariștea, nu știu, județul Vrancea. N-am nici cea mai mică idee ce e, dar se aude ceva. Ok, da, hai să vedem ce scrie pe scrisoare. Pentru Bogdan, mă numesc Tudor, am 8 ani, am vrut să-ți pun un mare like, sau nu știu ce e asta, un semn, nu-mi dau seama, jucării pentru Nico, pentru Nicolas, bineînțeles. Asta scrie pe scrisoare. Și avem mai niște jucării oare pentru Nicolas, bineînțeles. Avem o cifră de jucărie. Puteți să trimiteți pentru Nicolas, după cum am spus, știți că am mai primit și înainte foarte multe jucării, extraordinar de multe jucării pentru el. Ia uite, aici avem un tir. Mai avem o mașină de poliție, un avion, o motocicletă și o altă mașină de curse. Și cam asta conține pachetul. Și acum hai să chemăm pe Nicolas. Nicolas, vrei să vezi ce ai primit? Hai că ai primit mașinuțe. Vii? Hai, vino. Hai, vino să-ți dea tati mașinuțe. Ia uite, să vezi ce ți-a trimis Tudor. Ia uite ce ai primit de la Tudor. Vezi? Îți plac? Cum îi spui? Cum îi spui? Uite, camera e aici. Da, uite, îți place asta? Păi spune, mersi, Tudor. Zi, hai, spune la camera aici. Spune, mersi, Tudor. Mersi, Tudor. Ok, da, mulțumim, Tudor. Poftim, astea sunt ale tale. Ia-o pe toată, du-te și te joacă cu ele. Așadar, cam ăsta a fost pachetul primit. Încă o dată, mulțumim, Tudor, pentru jucărioare. Dacă vreți să-mi trimiteți încă o dată adresa în descriere, o să fac clipuri speciale, doar să adun măcar 3, 4, 5 colete, dacă nu o să le introduc într-un daily vlog ca acesta. Și pe lângă asta am de gând să fac și eu cadouri vouă, abonaților, giveaway, putem să le spunem așa, săptămânal. M-am gândit dacă voi îmi veți trimite și vom face treaba asta săptămânal sau măcar la 2 săptămâni, o să fac și eu lucrul ăsta, împreună cu cei de la Prozis, bineînțeles, pentru cei care nu știu. O să aveți un link în descriere, puteți să intrați acolo, dați click pe primul link pe care o să-l pun de la Prozis și acolo o să fac giveaway-uri. Iar giveaway-urile o să fie, adică nu o să fac acolo giveaway-uri, cu ajutorul lor o să le fac, dar giveaway-urile o să fie la mine pe Instagram, așadar intrați la ei pe site și follow la mine acolo. Înțelegeți care e treaba, da? Pe Instagram o să aveți mai multe detalii cu giveaway-ul pe care o să-l fac zilele următoare. Trebuie să fiți la curent cu toate acestea ca să puteți să fiți printre primii. Și acestea fiind spuse, intrați pe linkurile din descriere și noi ne vedem data viitoare. Numai bine!